căsuța liniștită dintr-o pajiște însorită a pădurii de alun, locuiesc trei prieteni buni. Ursulețul cel viteaz, jucăușii plin de haz, motănelul mustăcios, dar ghiduș și prietenos, și cocoșul cel semeț, ce se crede cântăreț. Într-un început de vară și-au făcut o cășcioară veselă și primitoare, strălucind voios în soare. Ei sunt harnici și îngrijesc casa în care locuiesc. Cei trei eroi ai noștri trăiesc într-o înțelegere deplină și totuși au și ei necazuri. Din pricina cui? Din pricina neastâmpăratului de cocoșel, sprințar, neascultător și foarte mândru de vesmântul lui de pene pestrițe. Da, da, cocoșelul e vinovat de toate, căci nimic nu s-ar fi întâmplat în poieniță dacă el nu s-ar fi crezut cel mai talentat cântăreț din câți există pe lume. Primul care va profita de înfumurarea cocoșelului va fi, bineînțeles, un poiul cel roșcovan, și ret și rău. Dar ursulețul și motanul nu-l vor lăsa pe neascultătorul lor prieten în ghearele vulpoiului. De altfel, nu vor fi singuri. Vor sări în ajutor și alți prieteni de-ai lor, iepurașii cei drăguți și la fugă tare iuți, urecheați și mustăcioși și, mă credeți, curajoși. Și cu mătru corb, postașul, cel care pierdut acașul și de atunci dorește tare o cumplită răzbunare. Ei, dar să vă povestim totul din fir a păr. De dimineață, soarele încearcă să destrame perdeaua străvezie a norilor. E clipa când cocoșul trebuie să anunțe răsăritul. Dar ciudat, în loc să cânte, nu știu ce tot meșterește la un ceas deșteptător. Ce face acolo cocoșel? Uite, copiii întreabă de ce nu cânți. Înainte, dragi copii, eu cântam ca să anunț răsăritul soarelui. Acum prietenii mei, ursulețul și motănelul, nu mă mai lasă. Pentru că odată am dormit până la prânz și am uitat să anunț răsăritul soarelui. De atunci prietenii mei și-au cumpărat un ceas deșteptător. De, ne-am modernizat. Și, ceasule, ce stai? Ce aștepți? Nu vezi că acum iese soarele? De ce nu cânți? Ia uitați-vă la el, nu vrea. Nu ești bun de nimic. La gunoi cu dumneata! E, mai bine să cânt tot eu! Ia să vedem tonul! Sunt cam răgușit azi. N-am mai cântat de mult. Parcă mai merge. Să începem! Cucuricuca, cucuricuca, soarele în zoră sare, luminând cucuricuca, cucuricuca. Hai, sculați-vă, pregătiți, de muncă gata fiți. Ziua începe în bucurie, fiți toți plini de voioșie. Alungați-l și cenor și lucrați cu spor. Tra-l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 a. Acum cânt, numai ca să-mi faci mie necas.
noastră mecanic. Bună dimineața! Bună dimineața! Am spus bună dimineața! Cocoșel, nu-i frumos! Nu te-am învățat noi să răspunzi întotdeauna la salut? Așa se cuvine! Mai ales între prieteni, că doar... Noi suntem trei prieteni buni și voioși din fire. Biruim orice furtuni, numai prin unire. Noi încă ne ajutăm, toată ziulica. Orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Eu sunt ursul cel voinic, am mare putere. Nu-mi e frică de nimic și mănânc doar miere, mor. Noi suntem trei prieteni buni și voioși din fire. Biruim orice furtuni, numai prin unire. Noi încă ne ajutăm, toată ziulica. Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Eu-s motanul cel isteț, treabă fac în șapte. Dar îmi place să mănânc oale întregi cu lapte. Noi suntem trei prieteni buni și voioși din fire. Biruim orice furtuni, numai prin unire. Noi muncă ne ajutăm, toată ziulica. Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Vocea mea de cocoșel n-are asemănare. De nu cânt eu soarele, în zor nu apare. Noi suntem trei prieteni buni și voioși din fire. Biruim orice furtuni, numai prin unire. Noi muncă ne ajutăm, toată ziulica. Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Și orice lucru împlinim, nu lăsăm nimica. Ei, și acum să ne vedem fiecare de treburi. Al cui rândul azi să pregătească gustarea de dimineață. Al cocoșelului. Al meu? Da, n-a fost vorba să facă fiecare de serviciu în câte o zi? Da, du-te și pregătește mâncarea. Vezi că au mai rămas de-aseară niște turte cu miere. Fă focul și pune-le la încălzit. Cine aduce lemne? Eu! Și cine face curățenie? Eu! Ei, atunci la treabă! 1, 2, 3! Da! Nu mai sunt decât două turte! Numai două? Două! Nu-i nimic! O să le împărțim! Cum o să împărțim două turte la trei plămâni? Păi atunci ce ne facem? Stați! Eu am o idee! Să facem un joc și cine pierde, rămâne fără turtă. Bravo! De aceea ne jucăm. Uite, fiecare trebuie să răspundă la câte o ghicitoare. Da. Cine nu reușește, pierde și rămâne nemâncat. Cine nu ghicește, pierde turta? Da. Și rămâne nemâncat? Da. Începem? Începem. Și răspunde... Urzule, da, bine, hai. Este mare și voinic. N-are coadă niciun pic. Are blană roșcovană, somnoros pe timp de iarnă, mormăie pășind țămeț. Cine este? Elefantul! Dar bine, ursuleț, elefantul are coadă! Are coadă. Dar ce, aia e coadă? Stați că știu! Girafa! Dar ce girafa are blana roșcată? Nu știu, că n-am văzut niciodată o girafă. Doar nu trăiește pe la noi. Dar mormăie! Cine mormăie? Cine mormăie? Aha! Cocoșelul! Eu mormăi! Sigur, nu mormăi tu supărat de câte ori te punem noi să faci o treabă, nu? N-ai ghicit, mormăie pășind semeț. Cine este? Ursuleț! Leu! Da, răspunsul era ursuleț. Ăsta e răspunsul. Ai rămas fără turtă. Să vedem ce ispravă o să faceți voi. Acum întreb eu și răspunde motănel. Da. Mi-au spus toți că de-l zăresc. Mi-or lăsa în seama mea sarcina ca să ghicesc că e tigru și nu prea. Mi-au mai spus că apoi i-ar place laptele și că el toarce fără lână în cetinel. Cine-i oare?
Zebra! Zebra seamănă cu tigru. Păi nu sunt amândoi bărbați? Dar ce, zebra bea lapte? Sigur, dar puiul de zebră cu ce se hrănește? Dar gândește-te bine, Motănel, toarce! Toar ce? Aha, știu, păianjenul! Toarce fără lână în cetinel, da? Cine-i oare Motănel? Eu? O să mănânc eu singur plăcintele. Nu te grăbi să răspund întâi la ghicitoare. Mă rog. Fii atent, cocoșel. La cap poartă pieptene și la coadă secere, cântăreț împintenat și la pene împestrițat. Nimenea nu e ca el. Hai, ghicește-l! E prea ușor pentru mine. E omul. Omul! Ce râdeți așa? E omul! Are pieptene? Lucrează cu secera? Cântă? Poartă pinte? Da, și are pene! Are la pălărie! N-ai ghicit, nimenea nu e ca el! Hai, ghicește-l! Cocoșel! Ăsta era răspunsul! Ai pierdut! Am pierdut toți trei, așa că nimeni n-are dreptul la turtă! Ba, o să mâncăm toți trei! Da? Le împărțim în mod egal! Foarte bine! Mă duc să le aduc din cuptor! Hai, fuga! Mulțulești ceva? Abia aștept să primesc partea ce mi se cuvine. Ghicitorile astea mi-au făcut o poftă de mâncare. Și mie, Motănel, da, și mie. Am venit. Păi fără turte? Fără. Păi de ce? Vreau să vă mai pun o întrebare. Ce sunt negre la culoare și nu-s bune de mâncare? Au fost miere, acum sunt scrum și au lăsat în urmă fum. Nu știu. Turtele noastre care s-au ars. Cum s-au ars? Cum s-au făcut? În timp ce noi spuneam cicitori, au ars turtele în cuptor. M-am rămas nemâncat. Nu mai plânge, Motănel. Uite, noi plecăm la lucru și cocoșelul care rămâne acasă ne face ceva bun de mâncare. Și eu rămân singur acasă? Da, dar bagă de seamă să fii cu minte. Să nu ieși din casă și mai ales să nu faci gălăgie, căci vulpoiul atât așteaptă ca să pună gheara pe tine. Bine, am înțeles. Noi plecăm după lemne. Stai bine ferecat în casă, că noi nu suntem aici să te apărăm. Am înțeles. Tu să ne faci ceva de mâncare. Ne întoarcem repede. Am înțeles. Ce ai înțeles? Vă fac de mâncare? Da. Nu deschid ușa? Da. Nu fac gălăgie? Da. Nu. Da. Ce nu? Ia stai, să cântăm, voie. Nu. Puțin. Deloc. De ce? Pentru că prin gălăgia care ai să o faci, ai să atragi vulpoiul și pe urmă va fi vai de penele tale. Păcat de talentul meu și de vocea mea splendidă. Când sunteți voi acasă, nu mă lăsați să cânt, că vă deranjez. Păi da. Acum că rămân singur, iar n-am voie să cânt, că vine vulpoiul. O să-mi pierd vocea. Cocoșel, mai bine să-ți pierzi vocea decât viața. Da. La revedere și fii cu minte. La revedere. La revedere. Închide bine poarta după noi. Pa! La revedere. La revedere, cocoșel. Abia au plecat cei doi prieteni și cocoșelul a și uitat de sfaturile lor. S-a încins cu un șorțuleț, și-a pus pe cap o tichiuță de bucătar și s-a apucat să gătească mâncare pentru prietenii lui. Dar nu tăcere așa cum îl învățaseră ursulețul și motanul. Dimpotrivă, în timp ce mesteca într-o tigaie cu făină, cocoșelul se porni să cânte de mama focului. Vai, și poarta nu-i încuiată. O să spuneți, nu-i nimic. Dar vă înșelați, fiindcă vulpoiul așa a apărut. Tăcere, să ascultăm ce mormă e printre dinți. Ursul și motanul au plecat după lemne. Cocoșilul nu era cu ei. Trebuie să fie deci aici, acasă, singurel. Acum e momentul cel mai potrivit să pun gheara pe el. Să mă ascund și să pun
cea mai nimerită. Atunci când încep să cânt, vezi ce mare tenor sunt. Doar o notă dacă scot, cot, 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 soarele se oprește în loc. N-are voce așa, nici privighetoară. Voce clară ca a mea, nu vezi cât ai căut? Asculți cântând cu curiguga, îți dai răsuflarea. Ah, minunată voce! Și prietenii mei nu-mi dau voie să cânt, ci că vine vulpoiul. Ei, și să vină, nu mi-e frică de el. Praful fac! Sfântișorule, eh? Ei, mă mai faci praf? Și începu o alergătură grozavă prin curte. De două ori era gata să pună gheara vulpoiul pe bietul cocoșel, dar acesta scăpă ca prin minune. Vulpoiul l-a încolțit, dar năslușnicul cocoșel găsi și de asta dat un mijloc să scape. Trânti în botul vulpoiului toată făina pe care o avea în tigaie. Și acesta orbit începu să strănute. Între timp cocoșelul izbuti să fugă în casă și să se încuie. Acum ceva mai liniștit, vorbește pe fereastră cu vulpoiul. Bună ziua, cum metre, vulpoi? Ba să zic că dăștea miești, ai fi vrut să pui laba pe mine. Cine eu? Bai, nu, cum pot să crezi una ca asta? Da? Dar de ce te-ai repezit așa la mine? Vroiam să te sărut. Dar de când dragostea asta? Sunt fericit, sunt atât de fericit ca și îmbrățișa pe toată lumea. De ce? Am fost angajat la opera mică din Pădurea Mare. Dumneata? Da? La operă? Da. Angajat? Da, în sfârșit mi s-a recunoscut marele meu talent și vocea mea entuziasmat pe toți. Dumneata la operă? Cu vocea asta răgușită? Da, ce te miri? Am fost angajat pentru roluri de răgușiți. Nu știi că vocea ca a mea nu se găsește nicăieri? Ia, lasă-o mai încet cu vocea. Poate că mai sunt și alții. Ca mine? Da, da, poate mai ceva decât dumneata. Da, da, de exemplu cine? De exemplu, eu. Dumneata! Da, da, eu. Ghinionul meu este că prietenii mei, Ursulețul și Motonelul, nu mă mai lasă să cânt. Calminter, v-aș arăta eu cântăreților. Te-ai întrebat vreodată de ce nu te lasă să cânt? Sunt geloși pe glasul meu. Asta s-o crezi tu. Nu te lasă să cânti pentru că tu n-ai nici un pic de voce. Eu n-am voce, eu. Dovedește, dovedește. Exerciții și să vezi pe urmă ce note scot. Oh, ce note, ce note. Să te vedem dacă poți cânta ceva, un cântecel cât de mic. Ascultă! Atunci când încep să cânt, vezi ce mare tenor sunt. Doar o notă dacă scot, cot, 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 amuțește în jurul tot. Ei, acum ce mai spui? Da, n-ar fi rău. Păcat că ai cântat atât de încet. N-ai volum, n-ai forță în glas. Cum n-am forță? Abia te-am auzit. Nici nu pot să-mi dau părere asupra calităților tale vocale. Să mai cânt odată. Mă rog, dacă vrei. Voce clară ca a mea, nu vezi cât ai căuta? Când m-a scut cântând cu curiguga, îți dai răsuflarea. Mai tare, mai tare. N-aud nimica, nu se aude. Îți dai răsuflarea. Eu cred că nu se aude pentru că stai acolo închis. N-ai spațiu, n-ai aer, n-ai rezonanță. Vino afară, cocoșel, vino afară. Da? Ei, poftim, ies afară. Să vezi în aer liber ce voce puternică am. Fii atent acum. Am o voce minunată, mi, 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 mi. Pun la ba pe el îndată, mi, 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 mi. Pot să urc și până la sol, 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 sol. O să fac din el ras, sol, 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 sol. Am o voce de cleștan.
trage parcă ar fi măgar. Mâna nu e ca mine. Ce mâncare fac din tine? Am un glas nemai văzut. Așa prost nu l-am crezut. Am pus fiara pe tine. Ați văzut, dragi copii, unde duce îngânfarea și neascultarea? Acum să vedem ce o să poată face prietenii cocoșelului ca să-l salveze. Să fugim repede să-i chemăm. Ah, nu mai e nevoie, iată-i că vin! Tra-l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 a-
Cocoșel! Da, unde-o fi cocoșelul motănel? Unde-o fi? Cocoșel! S-a ascuns! Cursuleț, nu e nicăieri! Cocoșel! Nu e nicăieri? Cocoșel! Nu, copii, voi nu știți unde e cocoșelul, a? Cum? Ce spuneți? L-a luat vulpoiul! Hai de mine și de mine! Ursuleț, ce ne facem? Trebuie să-l salvăm! Trebuie să-l... Stai! Am un plan de bătălie! Ai? Da! Chemăm în ajutor iepurașii și cu toții pornim spre vizuina vulpoiului și îl salvăm pe cocoșel! Foarte! Este nițel, ursuleț! Ce nevoie avem de iepurași? Nu suntem noi destul de voinici ca să răzbim și singuri? Totdeauna când ai ceva greu de făcut, să ceri ajutorul prietenilor tăi. Pentru că acolo unde sunt mai mulți, lucrul merge mai cu spor. Mai multe capete la un loc gândesc mai bine decât unul singur. Ai dreptate, să chemăm în ajutor pe iepurași. Ei vor alerga înainte pe urmele vulpoiului și ne vor spune pe unde au apucat-o. Vezi de ce mare ajutor vor fi? Hai, cheamă-i repede. Da, imediat. Iepuraș, ei, iepuraș! Ei, iepuraș! Veniți! Vrem să cerem ajutorul vostru! Da? Pentru ce anume? Vulpoiul l-a prins pe cocoșel și l-a luat cu el! Trebuie să mergem să-l salvăm! Vreți să ne ajutați? Sigur, vrem! Bine, hai, ce avem de făcut? Veți merge pe urmele vulpoiului și ne veți da de știre. Așa, cum îl găsim, ne adunăm și ținem un sfat. Bine. Ne-am înțeles? Da, sigur! Să mergem spre vizuina vulpoiului înainte! Marș! Cu ajutorul iepurașilor care au descoperit urmele, motanul și ursulețul au ajuns la vizuina vulpoiului. Dar cu mătrul vulpoi se pregătise de venirea prietenilor și a ferecat ușa cu un lacăt mare. Greu de pătruns înăuntru. Să vedem ce o să facă vitejii noștri. Aici e! Ne apropiem încet, pe nesimțite. Ursuleț, da, încearcă ușa. Da. Iem cu ea! Stă! E perecată! Și ce mai lacă? Sigur că trebuie să fie înăuntru cu bietul nostru cocoșel. Cum să facem? Cum să facem să-l scoatem afară? Eu zic să batem la ușă și să-l rugăm să iasă. Crezi că vulpoiul e atât de prost să iasă singur afară? Păi atunci ce facem? Eu zic să-l păcălim pe vulpoi și să-l scoatem din vizuină fără să-și dea seama. Da, dar cum să-l scoatem? Poate că ar trebui să ne folosim de una din slăbiciunile vulpoiului. Da. Foarte bine te-ai gândit, foarte bine, da. Atunci să vedem care sunt defectele cele mai mari. Da.
Mândria. Nu, leudăroșenia. E bine, e bine. Invidia. Ursulitia. Nu, fățărnicia. Nici fățărnicia. Lenea. Lenea. Dacă e lene și nu iese afară. Da, lăcomia. Lăcomia, sigur că da, lăcomia. Asta, da. Asta e unul din cele mai mari defecte ale lui. Da, da. Cred că punându-i lăcomia la încercare, vom reuși să păcălim vulpoiul. Sigur că da. Ursuleț, ai vreun plan? Da, ascultați. Trebuie să-l facem să creadă că pe undeva prin apropierea casei îl așteaptă o pradă frumoasă. Foarte bine, da. Să-l facem să creadă că pe aici, prin apropiere, e un cotez cu găini grase, da, da, da. Mă duc eu să-i spun că 3 găini din sat s-au rătăcit și acum aleargă prin pădure. Da, 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 bună idee, bună, foarte bună. Mergem și noi, mergem, da, 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 da. Bine, iepuraș, duceți-vă. Noi ne ascundem pe aici, pe aproape. Bine, încet, încet. Între vulpoiule, ieși puțin afară. Hai, te rugăm, iepurașii. Noi am venit să-ți aducem o veste bună. Dar ce anume, ce anume? Am văzut alergând prin pădure 3 găinușe rătăcite. Ce găinușe? Erau găini mari, groase. Nu vă cred. Ba da. Nu vă cred, ce să caute găinile prin pădure, nu. Ce ne facem? Nu vrea să ne creadă. Să mai încercăm o dată. Cum e vulpoiule? Ieși afară și te uită. Noi nu mințim. Hai, cum e vulpoiule. Hai, te rugăm. Ați văzut voi găini prin pădure? Da, da, 3. Da, 3. Ia, vino mai aproape. Da. Nu tu, tu da. Codiță, vino. Da. Spune-mi la urechi ce culoare aveau găinile. Încet. Spune-mi la urechi, încet. Roșii. Bun. Vină tu, urechișe. Tu pleacă. Da. Spune-mi la urechi ce culoare aveau găinile. Șt, dași gură, tu. Spune-mi la urechi, mii, repede. Hai. Galbene. V-am prins cu minciuna. Codița a spus roșii, iar tu galbene. Ba, erau galbene, dar din cauza întunericului păreau roșii. Da, nu vă cred. De altfel eu am acum de mâncare. Așa că n-am să aleg noaptea prin pădure după minciunile voastre. Ați auzit ce a spus? Are de mâncare. E prietenul nostru, cocoșelul. Ce facem? Ce facem să-l salvăm? Ei, ce ați făcut? Ce ați făcut? Nu vrea să ne creadă. Zice că vrea să se convingă singur. Cum să facem? Eu am o idee. Spune. Să facă unul din noi ca găină. Da. Când vulpoiul o să audă acest cotcodăcit, nu o să poată rezista lăcumii și o să iasă. Bravo. Dar cine știe să facă ca găină? Nimeni? Să încerc eu. Hai, încerc, da. Cot, da. Nu, ursulez, nu e bine. Nu e bine. Lăsați-mă să încerc eu. Nu e bine. E un miunat de pisică. Nu e așa, copii? Știi, să încercăm noi, iepurașii. Hai, încercăm, să vin. Cot, da. Miau. Cot, da. Bine, foarte bine. Cum facem? Uite, voi codăciți mai departe și dacă vulpoiul iese afară, fugiți prin pădure ca să-l face să se rătăcească. În timpul ăsta noi intrăm în vizuine și îl salvăm pe cocoșel. Ați înțeles? Da, bine. Gata. Parcă se aude ceva. Parcă aud cotcodăcii de găini. Să fie avut dreptate iepurașii? Ciudat. Nu se mai aude nimic. Hai, mai tare. Da. Se aude cotcodăcii de căi? Să dau fuga să le prind! Ce mai pradă bogată! Ce mai pradă!
vulpoiul a ieșit afară, înarmat cu un băț și pringhii. Iepurașii fug în pădure, vulpoiul după ei. Ursul și motanul intră în vizuină și apoi apar cu cocoșelul. Dacă mai întârzeați puțin, mă făcea vulpoiul rasol. Ai văzut ce era să pățești dacă ai fost neascultător? Da, ai văzut ce era să pățești dacă nu asculți de sfaturile celor mai mari decât tine? Am văzut. Te-ai lăsat păcălit de vulpoi, da? Pentru că ești un încrezut și un prost. Mi-a spus că nu am voce. Și-a bătut joc de tine, pentru că știi că ai acest defect. Ești înfumurat. Ești lăudăros. Ești neascultător. Ai avut noroc că și vulpoiul are un mare defect, lăcomia. Și așa ai scăpat cu viața. Da, da. Ai acum acasă și să nu mai greșești altă dată. Făgăduiești? Făgăduiesc. Ai să ne asculți întotdeauna? Da, întotdeauna. Miau. Mă iertați? Miau. Voi ce ziceți, să-l iertăm copii, a? Să-l iertăm, da? Da, bine, bine, bine. Te-am iertat că ne ești prea drag. Să fugim, da, de ce să fugim? L-a salvat pe cocoșel? Bravo! L-am alergat pe vulpoi în toată pădurea. Până la colima pădurarului. Și l-a prins pădurarul. Și a tras o mamă de bătaie. Dar ce bătaie? Așa-i trebuie, să se înveți de minte. Și acum să mergem acasă. Hai, să mergem, hai! Vai de mine, vai de mine, ce-am pățit! Oh, am alergat toată pădurea după afurisitele alea de găini și nu le-am prins. În schimb, am nimerit la pădurar care m-a rupt în bătaie. Sunt mor de foame și de oboseală. Noroc că am de mâncare. Am să-l mănânc acum pe cocoșel. Unde-i cocoșelul? Cine mi l-a luat? Vai de mine! Leșin mi l-au furat pe cocoșel. Așa am trebuit dacă am fost lacom. Și-au bătut joc de mine? Da? Am să le arăt eu lor. Ori să vadă ei cine e cu mătrul vulpoi. Și într-adevăr, cu mătrul vulpoi nu s-a lăsat. Zi de zi a pândit pe lângă căsuța celor trei prieteni, doar o putea să pună gheara pe neascultătorul cocoșel. Dar ursulețul și motănelul nu s-au lăsat păcăliți și vulpoiul a plecat în fiecare seară cu coada între picioare, amărât că nu i-au reușit vicleșugurile. Azi e o zi foarte frumoasă. În pădure are loc un mare concurs sportiv. Ursul și motanul nu pot lipsi, tocmai ei care sunt mari sportivi. Ursul este foarte priceput la ridicarea greutăților, iar motanul este cel mai bun la sărituri în înălțime. De aceea au fost invitați la concursul din Luminiș și acum se pregătesc să plece. Cocoșel! Cocoșel! Cocoșel, noi plecăm la concurs. Da. Suntem așteptați în Luminiș și n-am vrea să întârziem. La revedere, Cocoșel! La revedere, la revedere, Cocoșel! La revedere și succes! Mulțumim, da, mulțumim! Vezi, Cocoșel, să fii cu minte. Da, fiți liniștiți, acum știu ce am de făcut. La revedere! La revedere. Și îmi puie bine poarta! Lăsați, nu vă mai îngrijiți de mine! Mai bine vedeți-vă de concurs ca să veniți învingători! Cu siguranță, Cocoșel! Eu în sport sunt neîntrecut, orice record am bătut. Nu mă sperii de nimic și de aceea sunt voinic. Gimnastică eu fac de zor și gardurile s-ar ușor și sulița am aruncat și să înot am învățat. În salturi eu sunt priceput, orice record eu am bătut, că nu mă sperii de nimic și de asta sunt voinic. Când mă scol de dimineață, mă spăl cu apă pe față,
fac gimnastică de sor și apoi... Să faci sport e o plăcere, asta-ți dă curaj, putere, îți dă forțe minunate și-ți dă multă sănătate. Eu în sport sunt neîntrecut, orice record eu am bătut, că nu mă sperii de nimic și de-aia sunt voinic. La 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 la. În sfârșit au plecat. Acum e momentul să pun laba pe prostuțul acela de cocoșel. O să-i învăț eu minte. Până acum nu a reușit nimeni să mă păcălească. E închisă. Oare cum s-o deschide? Hei, cocoșelule! Cocoșel! Ah, uite-l că a ieșit la geam. Ah, bun venit cu metre, Vulpoi! Ce vânt te mai aduce? Am venit să-ți fac o vizită. Ce drăguț ești! Dar nu mă inviți înăuntru? Cum să nu intră? Dacă poți! Nu se deschide poarta. Dar nu degeaba i-am pus eu zăvorul. Puișorule, zăvorul. Ia să vedem noi unde e zăvorul. Aha, ăsta este. Așa. Închisă. Cocoșelule. Cocoșelule! Pe unde ai intrat în curte cu metre, Vulpoi? Pe poartă. Nu mi-ai spus intră dacă poți? Am tras zăvorul. Ce prost am fost! Și acum ce vrei? A, de ce te răstești așa la mine? Eu am venit să mai stăm de vorbă ca doi prieteni. Să te mai ascult cântând. Să mai pui laba pe mine? Nu, zău. Știi ce rău mi-a părut atunci? Mă gândeam așa. Dacă îl omoram pe cocoșel, rămânea pădurea fără cel mai talentat cântăreț al ei. Uite, ca să văd că nu mai ești supărat pe mine, cântă-mi un cântecel. Nu mai sunt chiar atât de prost să cred minciunile tale. Mai bine te-ai păzit tu de minciuni. Pe mine nu m-a păcălit nimeni niciodată. Nu, zău, dar când ai alergat prin toată pădurea după găinile care le auzeai cotcodăcind... Și ce-i cu asta? Păi știi după cine alergai? După cine? După iepuraș! Blestemații! Și-au bătut joc de mine! O să mă răzbun eu pe toți! Am să vă arăt eu vouă! O să vă învăț o minte să vă mai bateți joc de mine! Mă duc la căsuța iepurașilor! Am să mă răzbun! I-am învățat eu minte să-și mai bată joc de mine. Am dat foc căsuței iepurașilor. Acum sigur că și cocoșelul o să iasă să le dea ajutor și atunci pun laba pe el. Mă ascund aici aproape și îl înlaț. Să alerg în ajutorul iepurașilor. Dar dacă Vulpoiul este ascuns pe undeva, ce să fac? Dacă ies din casă, mă prinde. Să stau încuiat? Nu se poate! Trebuie să ies! Mie, Ciopi, nu pot lăsa prietenii fără ajutor! Trebuie să mă duc să-i ajut chiar dacă Vulpoiul mă pândește! Și ei, dacă ar fi în locul meu, la fel ar face! Vin! Vin acum! Aha! Puișorul am pus chiar la pe tine! Nu mai îmi scapă acum! Am rămas fără casă. Și unde o să stăm?
O să ne facem altă casă. Da, da, da. Până atunci o să-i rugăm pe prietenii noștri, pe Ursuleț, Motănel și Cocoșel, să ne primească să locuim la ei. Da, da, da. Dar unde o fi Cocoșelul? Da. L-am văzut alergând cu o găleată și încercând să stingă focul. Da. Știi, s-a purtat ca un adevărat erou. Dar unde o fi? Cocoșel! 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 Să știi că l-a hățat vulpoiul. Crezi? L-am văzut eu dând târcoale. Ai, bietul nostru Cocoșel. Uite că vin prietenii noștri, Ursuleț și Motănel. Poate că ne ajută ei. Dar ce este? Ce s-a întâmplat? Ce cu voi? De ce plângeți? Vulpoiul a dat foc căsuței noastre. Și l-a hățat pe Cocoșel. Cum asta? A sărit în ajutorul nostru ca să ne salveze casa și vulpoiul care îl pândea l-a hățat. Alohor! Izmul coada! După el, blestematul, praful fac. Praf și pulbere! Mergeți cu noi! Da, da, sigur! Mai e vorbă, hai să mergem! Lăsați-vă lucrurile aici! Veți locui cu noi? Pe urmă o să vă ajutăm să vă faceți o nouă locuință. Acum să mergem în ajutorul Cocoșelului! Înainte! Marș! Vizuina vulpoiului. Tocmai când prietenii noștri se sfătuiau cum să-l scoată afară pe vulpoi, auziră un zgomot. Aha, da, da, e cu mătru Corb. Ca orice postaș sărguincios împarte scrisorile. Poșta, poșta, poșta! Poșta, poșta, poșta! Ei, cum intră vulpoi? Ieși afară! Ai o scrisoare! O scrisoare? De la cine? Nu e de datoria poștașului să știe de la cine e scrisoarea. A, citește-o. Eu nu prea văd bine. A. Citește-o dumneata. Da, nu e de datoria poștașului să citească scrisorile adresantului. Pune-ți ochelare. Nu, 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 mai stai puțin, corbuleț. A. Nu pleca. Uite, te poftesc la mine, te cinstesc o băutură bună și apoi tu îmi citești scrisoarea. Da, nu e de datoria poștașului să bea cu adresanții. Și pe urmă eu nu am încredere în dumneata. De ce? A, m-ai păcălit odată de-am ajuns de râsul tuturor. La revedere! Tu ne-ai învârtit, mute, tu ne-ai învârtit. Ursuleț, ce-i Motănel? Am o idee. Ce se trebuie să fie azi? Da, 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 corbuleț, corbuleț, corbuleț. Ce-i Motănel? Vrem să te rugăm ceva. N-aveți nicio scrisoare. Nu, nu e vorba de asta. Tu îl cunoști pe Cocoșel? De, cum să nu? E bine, vulpoiul l-a furat. L-a furat. Vrei să ne ajut să-l salvăm? Da, sigur că da. Și eu am o răfuială veche cu cumătrul vulpoi. M-a păcărit odată rău de tot, încât tot să râd de mine. Cum așa? Dar ce ți s-a întâmplat? Voi nu cunoașteți întâmplarea cu vulpoiul și corbul? Nu! Nu! Să vi-o spun. S-am pe o cracă de-a lunaș cocoțat și țineam în cioc un caș minunat. Dar vulpoiul m-a văzut ticălos și-o cântare îmi făcu mincinos. Corbule, îmi spuse el, ai glas divin, cântă-ne un cântecel, nu fi hain. Deschise-i atunci apliscul fără rost și-mi pierdui cașul din gură ca un prost. Ai deschis atunci apliscul fără rost și-ai pierdut cașul din gură ca un prost. Dar vulpoiul cașul-și facă de îndat și fugi în pădurice imediat. Am făcut de râs tot neamul corbilor și-am rămas de-atunci
de râsul tuturor. Ai făcut de râs tot neamul porbilor și-ai rămas de-atunci de râsul tuturor. Păi cum și-a bătut joc de dumneata? Da, dar acum poți să-l păcălești tu, așa ca să râdă toată lumea de el. Da, da. Cum, cum? Uite cum. După cum am văzut noi, vulpoiul nu știe să citească. Da, 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 nu știe. Ăsta e un mare defect. Cine nu știe să citească e pe jumătate orb. Noi trebuie să ne folosim de acest mare defect. Da, sigur, sigur. Tu i-ai adus o scrisoare. El nu știe de la cine este. Nu știe, nu știe. Corbuleț, te duci și îi citești scrisoarea. Dar nu spui ce scrie în ea, ci spui de la tine, altceva. În așa fel ca să-l faci pe vulpoi să iasă afară din vizire. Și restul las pe noi. Bravo-l facem! Corbuleț, ne ajut? Ne ajut să-l salvăm pe cocoșel? Dar mai e vorbă? Dar o să te pricep? Îmi pare rău, lăsați pe mine. Noi să ne pregătim ca să înconjurăm pe nesimțite vizuina vulpoiului. Foarte bine! Hai, 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 gata! Ei, cu metre vulpoi! Ia ieși puțin! Ieși puțin! Ce mai vrei, corbule? Ei, gata răspunsul. Ce răspuns? Ei, la scrisoare. Hai, că mă așteaptă lupul cu răspunsul. Lupul? De la lupii scrisoare? Da, dar ce, n-ai citit-o? Încă nu. Nu vrei să ne citești tu, corbule? Dă-mă încoace. Uite. Dragă vulpoi, imediat ce primește această scrisoare, lasă totul baltă, închide casa și vino repede la mine. E vorba de o pradă importantă, semnează lupul. Așa scrie? Da. O pradă importantă? Da, da. Atunci spune că vin numai să-mi cui chisina și viu repede. Eu o iau înainte să-i spun lupului că vine. La revedere! La revedere, la revedere! Și vulpoiul, la cum să împartă prada cu lupul, ieși din casă și nimeri. Drept în brațele celor doi prieteni. Stai puțin, cumetre, să te strâng în brațe. Ursuleț, lasă-mi și mie puțin. Ce urmează, elezne de ghicit. De altfel auziți. Hai, poate! Hai, și în timp ce vulpoiul își primește bine meritata pedeapsă, corbul se strecoară în vizuină, eliberează pe cocoșel și se întoarce fericit. Fraților, el l-a adus pe cocoșel. Iată! Fraților, am găsit și bucata de caș pe care mi-a furat-o vulpoiul. Nu o să mai fiu de râsul copiilor. Vă mulțumesc, pădurar, că m-ați salvat. E vulpoi să-l dăm de mâna pădurarului. Iar noi să mergem acasă să ajutăm iepurașilor să-și construiască o nouă locuință. Da. Noi suntem toți prieteni buni și voioși din fire, biruim orice furtun, numai prin unire. Veselor pornim la drum, mergem cu bravură, că ne așteaptă în curând altă aventură. Că ne așteaptă în curând altă aventură. La 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 la. Că ne așteaptă în curând altă aventură. Că ne așteaptă în curând altă aventură.